celălalt braț ca să fac centură. Una din variante voiam doar să am băgat brațul, un braț pe dedesubt, că o fi de dreapta, că o fi de stânga, da? I-am prins de os de la burtă, deci de bazin, sunt în partea opusă, da? Diagonală. Aici m-am poziționat cu un genunchi între picioare și unul în exterior. Am prins priza, doar arăți că nu, acum nu sunt pregătit. Abia am venit de la concurs. Blochez mâna, sunt două, iarăși aici, blocarea brațului. Cot la cot, cot pe încheietură, pe, la ceas. Am blocat cotul, am pus mâna pe saltea, sau aici să-l țin, dar mai, cel mai bine e pe saltea, că se lipește mâna. Ciorul ăsta îl aduc aici, aici, da, aici, în față, ca să pot să mă împing cu el. O să arăt și pentru partea cealaltă, ca să vedem. Ridicându-l un pic, mă împing cu piciorul stâng, că acum sunt cu stângul în sprijin, și îl împing în fund cu piciorul drept. Eu sunt într-un picior și lucrez așa. Împing cu genunchi, îi împing lui corpul, blocându-i brațul respectiv. Revină, te rog. Așa, m-am poziționat, el se apără, că știi că vreau să fac în partea. M-am poziționat, împing, el o braț. Eu am braț. Și aici fac, că e în dreapta, că e în stânga. Am dus în dreapta, m-am dus în stânga, am braț. Lași, te rog. Am prins priza, sunt în partea opusă, diagonală, a brațului pe care vreau să-l. Am blocat brațul, am pus piciorul în sprijin, îl ridic, că altfel alunică. Dacă nu îl ridic, doar dacă îl împing, el alunică pe saltea, nu merge. Trebuie un pic să-ți ridicat. Hop, și am împins. Am împins cu genunchiul. Am prins priza, aici am pus și cu a doua mână să-i prind brațul, ca să fie mai sigur. Mâna saltă, da? Am prins brațul și început până termin la diferență. Asta e unul din procedee cu braț. Ca să luăm brațul. Dacă nu ne trece brațul, ieri ați văzut variante de centuri. La grec. La liber e un pic mai greu că poate să te agați. Noi nu prea ne băgăm cu piciorul în interior pentru că ne agață. Și atunci rămânem de desubt și pierdem. Ca să nu se întâmple lucrul ăsta, trebuie un pic mai devreme să-i răsucim corpul adversarului. Iarăși trebuie să rămânem lipiți de el, că l-am prins de la piept, că l-am prins de la bazin. Umărul meu trebuie să fie în spatele lui, aici, în coloană, lângă coloană, în coloană. L-am blocat și noi aici, la libere, un picuț trebuie să ne ducem spre umăr. Nu direct în lateral, pentru că dacă mă duc în lateral, eu alunic cu merge. Mâncare. Trebuie forțat spre umăr. Aici. Aici. Dă-și un pic. Am prins. Iarăși priza. Fiecare o prinde cum vrea. Dacă prindem așa, e lungă. Așa un pic s-a scurtat. Cine are brațele mai lungi, poate să prindă și de coate. Dar trebuie să simtă să nu se învârte în jurul adversarului. Că alunecă, e un turc, mai alunecă mai mult, depinde, trebuie să simțim. Bă, da, punem umărul, nu alunecăm cu umărul sub adversar. E pierdat, am pierdut. Înapoi, umărul trebuie să fie pe spatele adversarului. Împingând cu piciorul dintre picioare, spuneam de mătare, eu lucrez, aici lucrez, lucrez, lucrez. Și ar fi bine să mă opresc cam în aceeași poziție cum am pornit. Nu doar îi fac jumătate. Dacă mi-am întins brațele, ar trebui să fie de sus. Dacă mi-am întins picioare, eu trebuie să fiu cu pas. Asta e una din centuri de la burtă. De la piept e cam același lucru. Dacă sunt foarte bine să strângem, să facem masaj la coaste, strângem aici, la coaste. Deci te rog la centură.
Una din variante de a te apăra. Dacă eu m-am ridicat, nu i-am dat posibilitate. Dacă eu știu că mă apăr foarte bine, continui. Eu i-am urmărit piciorul. Și nu mă duc cu mâna mea, pentru că dacă mă duc cu mâna, eu îl ajut. Corect. Aici e bine să ai mobilitate. Bine să lucrați la mobilitate, încă o dată. Lucrează, îl las să fac, eu îl aștept. Mă și ridic. A, gata, prins curaj. Du-te. Îi împiedici piciorul. Îi împlătesc piciorul. Îi priza. Asta e una din variante. Altă variantă. Dacă simt că eu sunt slab la burtă sau m-a prins și mă poziționez, mă urmăresc. Asta e poziția corectă. Să văd dacă asta. Mă uit. Trebuie să fiu pregătit oricând să-mi răsucesc șoldul. Mă ridic aici. Nu stau cu brațele moleșite. Trebuie să stau. Important, asta e important, eu mă, piciorul meu, uitați cât de mult se duce în exterior. Dacă stau cu el aici, în spate, în lungul corpului, lui este foarte ușor să lucreze. Așa? A, în partea opusă, asta individual, fiecare care simte, poate să facă. Ia un picior, un pe piciorul meu, închid glezna, plec al doilea picior. Trebuie să-l iau de genunchi, ca adversarul să îndreaptă sau își duce piciorul în față. Dar puțin normal. Am trecut, am blocat, am pășit, am închis. Ce e important aici? E foarte bine dacă eu prind de pulpa adversarului. Închid. Aici, am prins. Am prins, am închis. Situația asta... Înainte, pe timpuri, da? Lumea se ridica și făcea pericol. Ce se întâmpla că scăpai priza? Acum nu mai e nevoie. Ne ușurăm sarcina. Rămânem acolo, închidem foarte bine, aceeași priză, prindem. Am închis, prindem de genunchi. Trebuie să fixăm genunchi opus. Umărul meu rămâne aici în umăr, în... piciorul adversarului în spate și prin rostogire, rostogolire în pod, dar iarăși aici trebuie să vin un pic spre adversar. Am pășit și mă duc. Odată am putut eu îl controlez cu mâna asta. Asta e una din variante pentru fusă.